Bună ziua și bine m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Bună ziua și bine ne vedem. Hai să te rog. Exercițiul 7. Pântura reprezintă 6% din cantitatea de lapte. Din ce cantitate de lapte se obține 15 litri de smântână? Deci încă o dată. Smântâna reprezintă 6% din cantitatea de lapte. Deci procentul P egal cu 6%. Adică, dintr-o 100 de litri, 6 sunt de smântână. Din ce cantitate de lapte se obține 15 litri de smântână? Cum gândim? Păi, știm procentul. Știm procentul? Știm rezultatul. Știm rezultatul? Da. Nu știm suma. Nu știm cantitate, dar numărul de la început, da? Cum era? C egal... Nu, era cantitatea, procentul și... Rezultatul. Da, rezultatul. Deci, cantitatea ori procentul egal cu rezultatul. Da. Valoarea rezultatului procentului. Noi ce știmați? Știm că nu știm procentul și rezultatul, dar nu știm cantitatea. Exact. Și cantitatea o putem scrie ca P, ca R împărțit la P la 100. Nu. Pur și simplu zicem cantitatea, scriem aici cantitatea de, sau cantitatea de lapte, da. Ori. Ori procentul, ori 6. 6 pe 100. Da, este egal cu 15 litri. Egal cu 15 litri, da? Da. 15 litri. Și atunci, rezultă cantitatea de lapte. Egal cu 6 pe 15, nu, 15 litri împărțit la 6 pe 100. Deci cantitatea egal cu 15 împărțit la 6 pe 100. 6 pe 100. Deci ar fi echivalent, poate spune cantitatea egal cu... Cantitatea este egală cu 15, se simplifică cu 100. 100. Și face... Stați, dar nu-i greșit. De ce? Că acolo trebuie să scriem 15 ori 6, ori 100 pe 6. Așa. Cantitatea egal cu 15 ori... 15 ori 100. 100 pe 6. Așa. Egal cu... Și egal cu... 1500. Așa. Supra 6. 1500. Totul supra 6. Da. Și simplificăm prin cât asta? Prin? Prin 2. Prin 4. Chiar prin 6. Da. Dacă mergi pe 6, vezi tu? Deci 100, 1500, poți la 6? 260. Da, 260. 260 de 250. 250. A, da, 250. 250 de litri, că 6 în 15 merge 2 ori, 30, 5 ori 6, 30, și semnul acela pus, 250 de litri. Deci ce cantitate de litri e nevoie pentru a obține 50 de litri? Și corect. Dacă ar fi fost 100 de litri, ar fi obținut 6 litri din de smântână. La 200, 12 litri de smântână. Da. Și la 50 de litri, încă 3. În total, 15 litri. Deci puteam face și în cum spun, calcul oral. Da? Și oral puteam face așa, ne dădeam seama. Și acum... Dacă ne-ar fi spus acolo că obținem 2000 de litri sau mai puțin de 250, 20 de litri, 25 de litri de lapte, ar fi fost o prostie. Că nu, dacă e 6%. E imposibil. Da? Mergem mai departe, te rog. Am la geometrie acum. Da. Problema 8. Fie măsura, fie triunghiul MAB isoscel cu baza AB. Deci în ipoteză, zicem, da? În ipoteză, AB. Fie triunghiul MAB isoscel. AB isoscel. Cu AB baza. Așa.
Alte. Bază. Bază. Și o mijlocul bazei. O mijlocul bazei. Adică spunem că o aparține lui Alte. Da? Da. O aparține lui Alte. Alte. Și nu așa oricum, ci la mijloc. Adică cum zicem că oi la mijloc? O, AB, AO egal concret cu OB. A, O, congruent cu O, B. Da? AO congruent cu OB. Și acum demonstrați că MO este mediatoarea segmentului AB. Deci să arătăm, deci în concluzie acum, nu? Da. Că MO este mediatoarea, mediatoarea segmentului AB. A segmentului AB. Cum gândim? Voi vom face desenul. Deci luăm un triunghi închis și așa, da? Da. Cum desenăm un triunghi închis și foarte rapid? Desenăm bază și tragem o linie punctată în sus. Pe unde o tragem? Din mijlocul. Chiar prin mijloc, chiar prin O, cum spune aici, da? Da. Deci aici rotăm AB. O din mijlocul. Și acum, cum ducem această... Punctat. Dar cum? Așa? Așa? Nu, drept, perpendicular. Adică, asta, da. Ridicăm perpendicular. Deci cu ghecherul, cum știi tu să faci, ridicăm perpendicular. Sau altfel, cum am desenat foarte rapid, trebuie să șel cu multă precizie. Cu compasul. Cum adică? Deci vom lua, vom pune compasul, cu o deschidătură, da, mai mare decât, mai mare decât segmentul. Trag un alt de cerc. Da. Și fac același lucru și din partea. Cu aceeași mărime, da? Da. Tragem alt arc de cerc. Ele se întâlnesc într-un punct aici. Și iată, unim pe O cu punctul din intersecția celor două arce și aceasta este mediatoarea. Da. Ceea ce am construit acum se cheamă mediatoarea segmentului. Triunghiul isoscel. De ce este sigur isoscel? Pentru că așa cum am trasat arcele, au fost cu aceeași deschidătură. Da. Da? Deci cu aceeași deschidătură. Deci iată, am reușit să facem AB și aici M, parcă spunea autorul. Da. Da? Și noi trebuie să arătăm că MO este mediatoare. Asta e concluzia. Păi, încercăm să vom trage dreapta MO. Am unit pe M cu O. Da, și vom încerca să ne cuprindem. Să încadrăm dreapta MO în două triunghiuri. Așa. În triunghiul MAO și MOB. Da, ca să fie mediatoare, cum ar trebui să fie? Trebuie să împartă... Împarte triunghiuri în două triunghiuri. Nu-i bine spus. Mediatoarea, vorbim de mediatoarea unui segment. Noi, în clipa asta, deci ori de câte ori ai un segment, mediatoare înseamnă perpendiculară pe mijloc. Da. Asta e mediatoarea. Deci perpendiculară pe mijlocul unui segment se cheamă mediatoare. Da. Mediatoare. Media soare. Deci perpendiculara pe mijlocul segmentului. Atenție, perpendiculara pe mijloc. Mijlocul este, dar nu știu că unghiul ăsta e din ori de grade. N-am nicio idee. Trebuie să arătăm. Noi trebuie să arătăm. Da, așa că îl vom cuprinde. Așa. Într-un unghi, două triunghiuri. Pe M. Pe M, O. Da. Mai clar, ca să mă înțelegi. Triunghiul MAO și MAO. Deci luăm spre comparare, da, triunghiul MAO și MAO. Deci fie triunghi, demonstrația. Fie triunghiul MAO. MAO și MBO. MBO. Ce putem spune despre cele două triunghiuri? Deci, unghiul A, unghiul MAO este congruent cu MBO, deoarece este triunghi isoscel. Deci, MAO, unghiul, da? MAO, MAO este congruent cu unghiul MBO. MBO. MAO cu MBO. Mai știm că A... Adică ăsta cu ăsta, da? Da. Nu, acela. Nu. AU. Ăsta, pe aici, da, așa, așa.
Pentru că ei s-o cer. La ele trebuie să ajunge. Da. Deocamdată, păi mai fiind știm, Iisus cel... Mai știm că am este congruent cu mântul, pentru că este Iisus cel. Deci am congruent cu mântul din motive precise că este Iisus cel. Din ipoteze, spunem aici, tot din ipoteza cu șapta. Da. Și că a o congruent cu OB. Și că a o congruent cu OB, din unde știm și asta? Ipoteză. Exact. A o congruent cu OB. Din ipoteză. Și? Un este cazul latură unghilatură. Deci conform cazului latură unghilatură. Triunghiurile luate în discuție. Sunt congruente. Deci triunghiul MAO. MAO. Este congruent cu triunghiul MBO. MBO. Și în componentele acestora. Deci incongruente. Da. Și celelalte, și celelalte elemente. Elemente. Adică unghiul MOA este congruent cu MOA din triunghiul de acesta. Deci MOA. MOA. Congruent cu, cu unghiul OB. Cu MOB. MOB. De ce sunt triunghiurile astea, unghiurile astea congruente? De ce De ce l-ai ales tu pe ăsta de aici? Care are 90 de grade? Nu știu. Eu, doar atât, dacă triunghiurile erau congruente. Fiind congruente, unghiul ăsta l-am luat, cât ăsta de aici. Da. Era, da? Și acum, celelalte elemente. Adică era vorba de... Că MO este latură comună. MO este latură comună. Chiar ne puteam duce pe ce caz de congruență între unghiul? Latură. Că MO e comună, AO e cât OB și MA cât MB. Și unghiul AMO este congruent cu BMO. Și A, M, O, de ce? De ce A, M, O cu B, M, O? Din ce motiv? Pentru că M este... A, M, O spre cine privește? A, M, O. Privește spre A, O. Da. Și M, și... B, M, O? M, O spre A, O. Deci cum alegem noi? Zicem așa, unghiul A, M, O privește spre A, O. Da. A, O e congruent cu O, B. Din celălalt unghi. Iar spre O, B privește unghiul A, M, B. A, da. Și din motivul acesta, ai ales tu că unghiul ăsta e congruent cu ăsta, da? Deci, A, M, O, A, M, O. Congruent cu unghiul M, O, B. A, M, O, congruent cu M, O, B. Și sigur, latura MO este comună în cele două triunghiuri. Da. Ei, totuși n-am arătat că ăsta e 90 de grade. Doar am arătat că el este congruent cu vecinul. Ce fel de unghi este A, O, B? 180 de grade. Asta. Deci mă adăugăm aici. Măsura unghiului AOB egal cu 180 de grade. Da? Măsura unghiului AOB egal cu 180 de grade. Și am zis că MOA congruent cu MOB, da? MOA cu MOB congruente. Și că împreună fac cine mă o aș cu mă o be? Egal cu 180 de grade. Egal? Mă o a plus mă o be. Măsura lui. Da? Așa, așa. Măsura lui mă o a plus măsura lui mă o be fac 180 de grade. Și atunci rezultă că numai unul singur? Egal de 90 de grade. Deci rezultă că măsura lui mă o a egal cu măsura lui mă OB și egal cu 90 de grade. Deci MOA cu MOB și egal cu 90 de grade. Și cu asta am arătat că MO ce este dacă pică perpendicular pe mijloc? Deci deja aici rezultă că MO mediatoare. Da? Mediatoare.
Dar faptul că e perpendicular, perpendiculara pe mijlocul segmentului este mediatoare. Ea este și mediană. Ce este mediana într-un triunghi? Nu știu. Hai să zicem, linii importante într-un triunghi. Linii importante în triunghi. Linii importante între triunghi. Să le clarificăm ca să nu avem niciodată bătaie de cap. Deci linii importante în triunghi. Și am să iau un triunghi la întâmplare. Deci un triunghi oarecare. Și să le clarificăm ca să nu mai avem niciodată emoții. Deci linii importante în triunghi. Și luăm un triunghi, uite, pare tare. A, B, C. Da? Un triunghi oarecare, A, B, C. Hai să vedem ce este bisectoarea unui unghi, bisectoarea unghiului A. Păi bisectoare desparte două, desparte împarte unghiul în două unghiuri congruente. Deci împarte unghiul A, uite așa, în două unghiuri congruente. Unghiul ăsta și cu celălalt. Deci două unghiuri congruente. Așa încât asta o numim, cum am zis-o, bisectoare, da? Hai să tragem cu o culoare. Scriu pe ea bisectoare. Bisectoare. Și, ca definiție, îl zic aici bisectoare, da? Bisectoare. Și, în dreptul ei, se zice, împarte unghiul în două unghiuri congruente. Deci împarte unghiul în două unghiuri congruente. Ei, știi tu cum sunt punctele bisectoare? Dacă eu un punct aici și duc perpendiculara, distanța asta e egal cu distanța asta. Adică distanța de un punct la o treaptă se măsoară prin perpendiculare. Deci punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de laturi. Dacă e un alt punct, iar la fel, dacă duc perpendiculare, iar sunt egale. Deci la bisectoare mai adaugă încă de desubt toate punctele de pe bisectoare, toate punctele de pe bisectoare, sunt la egală distanță de laturi. Sunt la egală distanță de laturi. Toate punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturi. Deci, când am deschis gura și am zis bisectoare, îndată în mintea ta, înseamnă așa. Împarte unghiul în două unghiuri congruente și punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturi. Orice punct ai lua și duci distanța înseamnă prin pe drumul cel mai scurt. Duci perpendiculară. De aici, perpendiculară. Și de aici, pe... Și astea două segmente sunt egale. Totdeauna punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturi. Asta este cine? O proprietate foarte importantă. O altă linie importantă. Înălțimea. Ce este înălțimea într-un triunghi? Înălțimea într-un triunghi. Drumul cel mai scurt. A. Da? Din A, drumul cel mai... Perpendiculara din A pe latura opus. A. Da? Perpendiculara din... Notăm aici. Hai să zicem, am notat aici cu A1. A2. Deci A1... A a fost bisectoare, da? A, A1. Apoi am zis înălțime. A, A2. Înălțimea A, A2.
Și scrie dedesubt că înălțimea este perpendiculară din vârf pe latura opusă. Perpendiculară din vârf pe latura opusă. Deci cea de-a doua linie importantă într-un triunghi este înălțimea. Perpendiculară din vârf pe latura opusă. Uite, din vârf pe latura opusă. Drumul cel mai scurt. Asta este, ce am spus? Înălțimea. Altă linie importantă. Mediana. Mediana. Unește vârful triunghiului cu latura opusă. Cu mijlocul laturii opuse. Da? Cu A, hai să zicem, A1 a fost aici, A2, acum A3. Deci zicem și noi AA3, altă linie importantă, am zis că este mediana AA3. Da? Deci AA3, mediana. Deci vreau să zic că înălțime, bisectoare, mediană și mediatoarea unui segment. Deci următoarea, mediatoarea. La mediană ai spus? Ce este mediana? Din vârf pe mijloc. Ai scris asta? Mediana unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Deci este segmentul ce unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Și mediatoarea e perpendiculară pe mijlocul laturii. Perpendiculară pe mijlocul la unui segment. Deci asta a fost înălțimea. Iată cu verde A3. Mediana. Mediana. Și în sfârșit BC, mediatoarea, iată și pe ea, perpendiculară pe mijloc. Așadar, avem acum toate cele patru linii importante într-un triunghi. Spune încă o dată care sunt linii importante? Bisectoarea, înălțimea, mediană și mediatoarea. Bun. Hai să le ducem într-un triunghi isosceal. Să construim un triunghi isosceal și să ducem pe toate. Din vârful, da? Din vârful acesta în care avem baza BC, să zic. Vreau să ducem toate liniile importante din vârful A. Deci, el isoscel cu baza BC, adică în culise am AB congruent cu BC. AB congruent cu BC. Bisectoarea. Ce este bisectoarea? Dacă din în parte unghiuri, în două unghiuri egale. Deci, în două unghiuri. Pe A să-l împărțim în două. Și suntem foarte atenți și pică undeva. Unghiul ăsta e cât ăsta? Ai putea să spui unde pică? Pică într-un punct O, să zicem noi. Deci am dus bisectoarele deocamdată, da? Dacă iei spre analiză triunghiul A, B, O și cu A, O, C, ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Păi, unghiul ABO congruent cu ACO. ABO cu ACO, adică ăsta de aici cu ăsta de aici. Unghiul B, latura BO cu OC. B, nu știu pe B cu OC. Nu știu că era AB cu BC. AB cu BC. Eu nu știu că AB cu BC. Din ipoteză. Așa. Deci avem că AB cât BC. Și unghiul acela a unui cu a doi, unghiul pe cunci. CAO cu BO, BAO. Stai o secundă, dar nu ai suficiente elemente dacă A, B cu A, C. Unghiul ăsta e cât ăsta și ăsta e cât ăsta. În ce caz de congruență te duci? Latură unghi, latură unghi. Unghi, latură unghi. Și deci ce poți să spui? Că triunghiurile sunt congruente. Triunghiurile acele sunt congruente. Și dacă sunt congruente, toate elementele vor fi congruente. Adică BO cu cine este? Cu OC. BO va fi cu OC, nu? AO, o latură comună. Și unghiul ăsta va fi și ăsta cât ăsta? Deci unde pică bisectoarea? Pe mijlocul segmentului. Opa, dacă pică pe mijloc. Păi mediatoare și mediane și înălțime și bisectoare. Foarte tare. Deci într-un triunghi isoscel, toate liniile
Dacă ai arătat că e bisectoare, înălțimea mediană și mediană, toate s-au suprapus. Da? Deci, notează, important, important, observație, foarte important. Într-un triunghi isoscel, înălțimea este mediană, mediatoare și bisectoare. Înălțimea sau bisectoare este de toate. Da. Altfel spus, într-un cuvânt, coincid. Liniile importante coincid. Se suprapun. Da? Doar în triunghi isoscel. Dar dacă m-aș gândi la triunghi echilateral? N-ar fi. În triunghi echilateral, ce este triunghi echilateral? Care are toate laturile egale. Bun. Și... păi da, ar fi și aici. Ba mai mult. Ce ai putea să spui la triunghi echilateral? Din orice vârf aș duce... totul ar fi egal, că e echilateral, că au același lucru. Da. El este isoscel pe oriunde... Dar acel dreptunghi nu iese și la oricare. Sigur că da. Deci, atenție, noutăți foarte importante, nu? Deci liniile importante într-un triunghi duse din vârful unghiului acela care formează cele două laturi, format de cele două laturi, toate liniile se suprapun prin isoscel. Din ce, dacă le mai duc, nu se mai suprapun. Da? Nu se mai suprapun. Și acum să mergem mai departe, să vedem... am vrut la problema anterioară, știi tu ce a fost acolo, trebuia să arătăm că... Da, mediană. Mediană sau mediatoare trebuia să arătăm. Da. Dar noi am vrut să facem mai mult și spunem că de fapt e și bisectoare și înălțime și de toate. Eu ce am făcut aici? Am construit, mi-am amintit din nou toate linii importante. Întâi le-am văzut, am stabilit definiția și acum am clarificat acest lucru. Ori de câte ori vei fi într-un triunghi isoscel și s-au dus înălțimea, tu stai și bisectoare și mediană și mediatoare de toate. Mergem mai departe. Da. Fie M și N punctele situate de o parte și de alta a segmentului AB. M și N. Situate de o parte și de alta a segmentului A și B. De o parte. A segmentului AB, da? AB, da. Adică dacă aș lua segmentul AB, uite așa, ăsta este AB. Atunci M și N trebuie să le iau de o parte și de alta a segmentului AB. Adică M undeva spre stânga și B spre dreapta, de o parte și de alta. Dar cum? Cum se le iau? Deci ce sunt coliniare? Dar cum se le iau? Poate îmi spune autorul ceva. Se știe că MA congruent cu MB. Deci vezi, mai am în ipoteză, am dat că MA congruent cu MB. Congruent cu MB. MA congruent cu MB. Și NA cu NB. MA ai spus cu MB? MA cu MB și NA cu NB. Și MA congruent cu MB. Păi, observăm că într-un fel, nu. M și nu sunt, unul este într-un semiplan și altul în alt semiplan. Asta e. De o parte și de alta, aceste drepte AB, da? Hai să facem și noi desenul un pic mai... luăm segmentul deodată, deocamdată luăm segmentul AB. AB. Segmentul ăsta este, de fapt, are o dreaptă suport. Dreapta care trece prin cele două puncte, că prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Da? Ei, în clipa în care am dus pe AB, deci am pe AB, o trebuie să și M-ul e de o parte. M-ul e într-o parte, într-un plan și M în alt semn. Într-un semiplan și în alt semiplan. Da. Și ce trebuie să mai spun aici, în legătură cu cele două? Că M, păi amândouă, într-un fel sunt perpendiculare. Este mediatoare a segmentului AB, deoarece AM este congruent cu MB.
Deci, tu te gândești... Atunci, mă A congruent cu N, mă B, congruent cu N, A congruent cu N, B. Toate congruente? Eu spun așa, că tu ai precizat, e vorba de mediatoarea lui Andrei. Deci, aș trebui după perpendiculară pe Andrei. Ce înseamnă perpendiculară? Mijloc, mediatoarea unui segment. Perpendiculară pe mijloc. Da. El a luat mijlocul O și a dus mediatoarea lui AB. Și acum o să pun M pe dreapta, pe dreapta dintr-un semn plan și pe M pe dreapta dintr-un adică semn plan. Adică undeva aici, nu? Hai să la aceeași distanță. De ce la fel? Eu nu am decât M-A cu M-B. Și M-A cu M-B. Oare e bine M-A cu M-B așa? E bine? Dacă am dus mediatoarea, deci am luat mijlocul și am dus, ce constatăm? Că punctele de pe mediatoare sunt la egal distanță de ăsta. Pentru că n-avem decât să luăm spre comparare triunghiul MOA și cu MOB. Da. Ia vezi tu, dacă vrei la compara cele două triunghiuri, ce poți să spui? Păi știu că MO este bisectoare. Deci MO este la fel comună, dacă ar fi să gândim aici e perpendicular, AO e cât OB, ai toate motivele să spui că triunghiurile acelea sunt congruente da. Și atunci și MA e cât MB. Da. Deci toate punctele de pe mediatoare, o observație merită. Toate punctele de pe mediatoare, toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Deci MA e cât MB. La fel, NA cu NB. NA cu NB. Deci, da, vedeți, să recapitulăm. În ipoteza că sunt date punctele M și N de o parte și de alta a dreptei. Adică în semiplane de o parte și de alta a dreptei a B. Și a fost ideea foarte bună a ta să luăm mediatoarea segmentului AB că așa localizăm pe M și pe N. Da. Pe oriunde ne-am zis. Nu neapărat trebuia să zici A, N cu A, M. Deci, nu, autorul nu a spus decât M, A cu M și N, A cu N. A, și domnul profesor, ce îmi cere era să arătăm că M nu este mediatoarea segmentului AB. M, N, mediatoarea segmentului AB. Hai. Noi am plecat pe dos. De ce? Ca să construim problema. Da. Dar deocamdată mai știam că M, A, cât M, B. Și A, N, contra, N, G. Așa. Păi vom lua la comparare triunghiurile M, A, O și M, O, B. M, A, M, A, O și M, O, B. M, O, B. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Păi, știm că triunghiul M, A, O este congruent cu M, B, O. M, A, O. Acolo cred că este un triunghi echilateral. Care? M-A-B. Nu, dacă s-a întâmplat așa acolo din figura noastră, nu ne pătălim. Păi știm că M o latură comună. Deci M-O e latură comună. Știm că triunghiul M-O-B este congruent. Dacă M-A e cât M-B, e dat în ipoteză. Da. Ce fel de triunghi este MAB? Isoscel. Este triunghi isoscel. De acord.